O zi binecuvântată, o zi de bucurie, o zi înălțătoare. Iată, astăzi am sfințit și icoana donată de domnul primar împreună cu doamna lui, doamna dânsului. Icoana închinată Maicii Domnului, numită Pantanasa. Este o icoană, este o copie a icoanei făcătoare de minuni de la Muntele Athos, o icoană care pentru mulți a fost vindecătoare de boli grele, mai ales de bolile de cancer. Și înainte de a intra în cuvântul meu despre Evanghelia de astăzi, vreau să vă aduc înainte și o minune săvârșită de această icoană, și anume, la un moment dat, un preot rus, mergând la Muntele Athos, a luat de acolo o icoană, o litografie cu icoana Pantanasa, închinată Maicii Domnului, și mergând într-un spital, la căpătâiul unui copil, a lăsat această icoană, iar nu după multă vreme copilul se face sănătos de boala lui de cancer. Se face sănătos și îi minunează și tot se minunează de această mare lucrare a lui Dumnezeu. Credința lucrătoare a preotului și a copilului și a familiei acestuia au făcut ca Maica Domnului să mijlocească în fața lui Hristos și să aducă vindecare pentru acest copil. Nu este singurul. Sunt multe cazuri de vindecări de boli grele, cum am spus, și mai ales de boli de cancer, în care Maica Domnului a lucrat în viețile credincioșilor și a arătat marea milostivire a lui Hristos care se coboară asupra noastră prin rugăciunile Maicii sale. De aceea vă îndemn ca fiecare, atunci când sunteți în necaz, în boală, în suferință, să veniți și să aduceți rugăciuni înaintea icoanei închinate Maicii Domnului, numită Pantanasa, că cu siguranță veți primi ajutorul. Spuneam că este o zi binecuvântată, este o zi în care ne-am împărtășit de harul Duhului Sfânt, atât prin sfințirea acestei icoane, cât și prin Sfânta Liturghie și prin învățăturile ce le culegem, iată, din Evanghelia ce s-a rostit în această duminică. Și anume, este o duminică în care auzim o Evanghelie pe care de multe ori în an o ascultăm. O ascultăm mai ales atunci când se face Sfântul Maslu. Și este chiar prima Evanghelie de la Sfântul Maslu și o Evanghelie care e plină de învățături duhovnicești. Și anume, spune cuvântul Evangheliei așa: iată, un învățător de lege s-a ridicat ispitindu-l și zicându-i învățătorului: învățătorule, ce să fac să moștenesc viața de veci? Știm că Iisus Hristos deranja pe mulți. Deranja pe mulți cu învățătura sa, pentru că pe mulți îi întorcea la adevărata credință, iar mai marii iudeilor căutau să-l prindă în cuvânt de fiecare dată când se întâlneau în diferite prilejuri. Și de data aceasta, un tânăr învățător al legii caută să-l ispitească. Și vine cu o întrebare la care Iisus Hristos ar fi trebuit să dea un răspuns și ar fi acest învățător aștepta un răspuns prin care să-l prindă în cuvânt. Ce să fac să moștenesc viața de veci? Iar Iisus îi răspunde: tu ești învățător de lege. Tu știi legea, știi Vechiul Testament, cunoști învățătura, cunoști cele 10 porunci. Ce trebuie să faci? Cum citești în această lege? Iar el sigur răspunde, pentru că nu avea încotro, știind învățătura legii și să nu se facă de rușine, răspunde: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din toată puterea ta, din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți. Iar Mântuitorul îi răspunde: drept ai răspuns, fă aceasta și vei fi viu. Dar el, vrând să se îndreptățească, spune Evanghelia mai departe, adică căutând iarăși să-l prindă în cuvânt, vine și îl întreabă: dar care este aproapele meu? Această întrebare este cu adevărat ispititoare, pentru că în legea veche aproapele însemna cel de un neam cu ei. Doar cei de un neam evrei cu ei, doar aceia erau considerați aproape al lor.
Și de aceea, iată că vine cu această întrebare ca să-L oblige pe Hristos să dea un răspuns, pentru că îl cunoștea pe Iisus Hristos, care mergea și la alte neamuri și săvârșea minuni și acolo. Și atunci gândea că îl va prinde în cuvânt. Și iată că Hristos nu îi răspunde direct, ci îi răspunde printr-o pildă. Și îi spune pilda samarineanului milostiv. Spune pe scurt că un om cade în mâna tâlharilor care îl dezbracă de hainele lui și îl bat până cade pe marginea drumului și îl lasă aproape mort. Și din întâmplare un preot al templului vechi trece pe acolo, văzându-l pleacă mai departe fără să se apropie de el. De asemenea și un levit, care ar fi în termenii zilelor noastre un diacon, trece și acesta slujitor la templu, îl vede și merge mai departe. Dar un samarinean, trecând pe cale și văzându-l în șanț, căzut aproape mort, se apropie, îi se face milă de el, îl ridică, îi unge rănile cu un de lemn și vin, iar apoi îl duce la o casă de oaspeți, are grijă de el, iar a doua zi, plecând, dă gazdei 2 dinari, spunându-i: iată acești 2 dinari pentru grija ta de aici încolo cu acest bolnav, iar când mă voi întoarce, pentru că cu siguranță vei cheltui poate mai mult, îți voi da înapoi tot ce vei cheltui. Și la sfârșit îl întreabă Hristos: care este aproapele celui care a căzut între tâlhari? Adică se întoarce roata și îl obligă pe acest slujitor al legii să dea răspunsul, cel care a avut grijă cu el. De ce este important acest răspuns? Pentru că, să știți, samarinenii erau dușmani de moarte pentru iudei și încă sunt. Dușmani de moarte. Nu se suportau unii pe alții și dacă se întâmpla ca uneori să trebuiască să călătorească și să treacă prin cetatea Samariei, la ieșirea din cetate își scuturau și sandalele ca nu cumva să ia nici măcar praful din acest ținut. Atât de mare este dușmânia dintre ei. Deci iată un samarinean, un dușman, care și el la rândul lui ar fi avut același drept și același simțăminte să vină și să nu se apropie de cel căzut în șanț care era iudeu, acesta se milostivește și nu doar că se milostivește, își face milă cu el și îi vindecă rănile, îl îngrijește. Ce învățăm din această evanghelie de astăzi? Învățăm care este aproapele nostru. Luăm această învățătură, că aproapele nostru nu este cel de un neam cu noi, neapărat nu este cel care ne face bine, ci este, în primul rând, cel care este la nevoie, cel care este la strâmtoare. Deci, iată, oricine este la strâmtoare poate deveni aproapele nostru dacă și noi căutăm să ne apropiem de el. Un exemplu al acestei lucrări de devenire a aproapelui nostru îl găsim în Vechiul Testament, dacă deschidem cartea la 1 Regi, capitolul 26. În acest capitol vom descoperi că Saul cade din grațiile lui Dumnezeu pentru păcatele lui. Saul, regele, Saul cade din mila lui Dumnezeu și iată, la un moment dat, îl trimite pe David să se lupte cu filistenii. Iar Dumnezeu îl binecuvintează pe David cu o mare victorie, pentru că era bine plăcut în fața lui Dumnezeu. Iar poporul, văzând aceasta, și Dumnezeu prin prorocul său, îl unge pe acesta rege. Saul nu știa că David fusese uns rege fără ca el să știe. Și iată că, întorcându-se de la această victorie, tot poporul îl aclamă și strigă: Saul a biruit mii, dar David a biruit 10.000. Și atunci intră invidia în Saul, iar oamenii din jurul lui încep să bage strâmbe, încep să bârfească, cum spunem noi. Și din pricina aceasta începe o prigoană a lui David. Ce face David? În primul rând, fuge de la fața lui Saul și se roagă lui Dumnezeu pentru Saul, pentru întoarcerea lui. Iar într-una din nopți ajunge aproape de cortul lui Saul, împreună cu căpetenia sa,
și găsindu-i dormind atât pe Saul cât și pe cei care ar fi trebuit să-l păzească pe rege, se apropie de el. Iar căpetenia sa îi spune: Doamne, iată, Dumnezeu ți-a dat în mâinile tale pe dușmanul tău. Acum omoară-l pentru că este timpul. Sau dacă nu vrei, lasă-mă pe mine să-l omor. Dar David spune: nu, n-am dreptul să ridic mâna asupra unsului lui Dumnezeu. Și luând toiagul și vasul de la căpătâiul lui, merg la o distanță considerabilă pe un alt munte și de acolo încep să strige la cei care ar fi trebuit să-l păzească pe Saul, încep să strige: cum păziți voi pe regele vostru? Și auzind Saul vocea lui David, se întoarce și îi spune, după ce îl prigonise, îi spune: fiul meu, iată cuvintele, fiul meu, oare vocea ta este? Și atunci David răspunde: da, domnul meu. Adică, deși el era uns rege, deși în fața lui Dumnezeu era mai presus decât Saul, se smerește și spune: da, domnul meu, eu sunt. Și arătând că viața lui, toiagul și arătând toiagul și vasul său, prin aceasta arătând că viața lui Saul fusese în mâinile lui David, Saul se întoarce și spune într-un verset final: am greșit, întoarce-te, fiul meu David, am greșit, întoarce-te și nu-ți voi mai face rău, pentru că sufletul meu acum a fost scump în ochii tăi. Nebunește m-am purtat și am greșit foarte mult. Binecuvântat să fii tu, fiul meu David. Deci iată cum dușmanul poate deveni aproapele. Iată cum cel care ne face rău poate să ne devină nouă aproapele nostru, prin faptele noastre, prin atitudinea noastră, prin felul nostru de a ne raporta și a căuta să răspundem la provocările lui, la provocările dușmanilor. Un alt exemplu, pentru că ieri l-am sărbătorit pe Sfântul Nectarie. Sfântul Nectarie, să știți că este un alt exemplu care este mai actual, mai aproape de noi. Un alt exemplu de acest mod de viețuire creștină. Și anume, dacă ați văzut filmul Omul lui Dumnezeu, care îl are în centru pe Sfântul Nectarie, ați văzut acolo un fragment în care, la un moment dat, cineva foarte supărat pe Sfântul Nectarie trage tot ce era pe masa dinaintea lui. Și atunci răspunsul Sfântului Nectarie este următorul: iartă-mă că te-am făcut să te superi pe mine. Deci cu ce atitudine se întoarce acest sfânt la răul pe care îl săvârșea aproapele său? Sigur, cu siguranță și dumneavoastră cunoașteți astfel de exemple în viața dumneavoastră, între prietenii dumneavoastră. Și eu cunosc unul și vă mai dau o singură mărturie spre final. Cunosc pe cineva care în facultate, așa ne întoarcem la timpurile noastre, în facultate, așa cum se întâmplă de obicei, acest numit bullying, adică se face rău aproape lui în mod repetat și în mod voit. În facultate, la un moment dat, unul dintre studenții dintr-o cameră în care erau vreo 3 sau 4, este foarte chinuit de ceilalți din jur. Și el rabdă până la final. Iar la trecerea timpului, după ani, se căsătoresc și unii și alții, ajung cu familii și cu copii, și cei care în vremea studenției l-au chinuit în fel și chip, acum ajung să fie ajutați de el. Și unul dintre aceștia se întoarce către el și îi spune: îmi pare rău pentru ce mult rău ți-am făcut în timpul facultății. Deci iată, ajutorul dat către aproapele nostru care poate ne face rău, ajutorul dat atunci când el este la nevoie, îl poate transforma, îl poate face aproapele nostru. La aceasta suntem îndemnați să medităm și noi astăzi, către aceasta să ne îndreptăm și către exemplul samarineanului din Evanghelia de astăzi să tindem și noi. Amin. Amin.
După părintele secretar, avem ce să spunem, am niște emoții foarte mari, vă mulțumesc din tot sufletul pentru prezența domnilor voastre și mulțumesc prea puțin și părinți că ne-au fost alături astăzi în această rugăciune de mulțumire înaintea Maicii Domnului. Dumnezeu ne-a binecuvântat prin ucenicul său, ca să zicem așa, domnul primar, Toma Constantin, care față de mine a ajuns mai mult în alte locuri și în special la locurile sfinte în Muntele Athos. Dumnezeu poate l-a trimis acolo ca să ne scoată în cale și această icoană făcătoare de minuni care a poposit prin dragostea dumnealui și prin osteneala familiei sale o copie fidelă și în parohia noastră. E o mare cinste și onoare pentru parohie și pentru orașul Drămănești, mai ales că în țara noastră mai sunt doar două astfel de replici făcătoare de minuni, făcute doar la comandă pentru câte două mănăstiri. Așa că cuvintele sunt de prisos înaintea Sfintei Icoane Maicii Domnului Pantanasa. Doar rugăciunile noastre, cele fierbinți, ascunse și tainice din inimile noastre, pot să se ridice la înălțimea vorbelor pe care ar trebui să le vorbesc astăzi. Dar având în vedere că Maica Domnului ne privește și se uită la noi, cred că ochii dumneavoastră ar trebui să fie ațintiți acolo și nu la mine, așteptând ce cuvinte să spun. Astăzi sunt doar cuvinte de mulțumire, întâi și întâi Maicii Domnului și apoi domnilor dumneavoastră și domnului primar. De câte ori aveți o problemă sau treceți prin Drămănești, aduceți-vă aminte că aici, în județul noi, este o icoană făcătoare de minuni. Dacă din greșeală s-ar putea biserica să fie încuiată la ora de seară, să știți că doar și în fața bisericii, rugându-ne pentru înaintea Maicii Domnului, ea ne va asculta și va prisosi către Fiul ei cel Preasfânt pentru rugăciunile noastre. Astăzi facem această rugăciune de mulțumire în această liturghie, rugând pe Maica Domnului și pe Bunul Dumnezeu ca să ne binecuvinteze pe noi toți, care din dragoste am venit la Sfânta Liturghie de astăzi, să-i ajute pe toți cei bolnavi noștri, de la casele noastre, din familii, prieteni, foarte mulți bolnavi, din păcate, dar iată că Hristos nu își întoarce fața de la noi și lasă aceste odoare neprețuite ca să ne vindece bolile trupești și sufletești. Așa că încercați să țineți minte lucrul acesta, că Dumnezeu este cu noi și pentru cel credincios, Maica Domnului îi ascultă rugăciune și îi face minunea respectivă și dă sănătatea cuvenită pe care o cere. Dumnezeu să vă binecuvinteze și încă o dată vă mulțumesc. Veniți la miruit. Domnul primar, vă rog să ne spuneți câteva cuvinte despre acest frumos cadou și surpriză Stau cu cernici părinți, dragi credincioși. Este o onoare pentru mine că am reușit să fac pentru comunitatea noastră și pentru satul nostru această donație. Mă întorc în anul 1813 când s-a construit această biserică. Sunt convins că atunci condițiile erau mult, mult mai grele decât sunt în ziua de astăzi. Și inițiativa construirii bisericii a luat-o starețul Mihail de la Schitul Lapoș, împreună cu românii, cu creștinii care erau în această zonă. Timp de 211 ani, această biserică a fost pentru noi ca o carte deschisă. Cei care au trăit înaintea noastră și noi cei prezenți aici ne-am bucurat de slujba botezului, de poate slujba cununiei, fiecare duminică aici am venit și sigur că cei care au plecat dintre noi de slujba înmormântării. Și mi-amintesc cu drag așa de fiecare moment al vieții mele petrecute în această biserică. Ei au făcut lucruri frumoase atunci, acum 200 și ceva de ani, și sigur că noi continuăm cu ce putem să înzestrăm frumusețea acestei biserici și sigur să ne rugăm. Am avut șansa, așa cum spunea părintele, în multele mele drumuri prin lume, să ajung și la Muntele Athos. E foarte interesant acolo și poate e greu de exprimat în cuvinte ceea ce trăiesc cei care ajung acolo și care se roagă. Am avut șansa să vizitez mănăstirea Vatopedu. Este una dintre
mănăstirile foarte puternice din Muntele Athos, care, printre altele, are și icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului Pantanasa. Sigur că este o icoană cu foarte, foarte mare, eu știu, puterea asupra creștinilor care se roagă. Am întâlnit acolo la Vatopedo pe părintele Kiril, un român, un mare călugăr, care printre altele se învrednicește, avea grijă de icoana Maicii Domnului Pantanasa. Ne-a spus așa, când vă apropiați de icoana făcătoare de minuni Pantanasa, să vă apropiați cu frică, cu credință și cu evlavie. Iar când vă rugați, să vă rugați cu bucurie în suflet, ca și cum ați primit ceea ce ați cerut. Țineți minte aceste povețe a părintelui Kiril, pentru că așa bunul Dumnezeu vă va tămădui de bolile și de problemele pe care le aveți. Peste ani, poate peste încă 200 de ani, cei care vor fi după noi, vor putea spune că am făcut un lucru bun și că icoana Maicii Domnului, copia pe care noi am adus-o aici de la Pantanasa, a făcut multe vindecări în sufletele și trupurile noastre. Să știți că Dumnezeu ne-a ajutat în această poveste cu aducerea acestei copii aici. Foarte greu găsești pe cineva care să picteze la Muntele Athos o icoană de genul ăsta. Dincolo de pictura efectivă, este o procedură foarte greoaie, cu foarte multe rugăciuni care se fac pe Muntele Athos. Eu am început acest demers în noiembrie anul trecut și cred că a venit acum vreo 3 săptămâni icoana. Este o tehnică foarte dificilă de pictat, pentru că nu se abate nici cu un milimetru de la regulile care sunt făcute pentru a picta o icoană făcătoare de minuni. Nu știu câte sunt în România, nu știu dacă sunt 2 sau mai multe, dar mă bucur că această icoană este aici și mă bucur tare mult că cei care nu reușesc să ajungă pe Muntele Athos, este suficient să se gândească la icoana Pantanasa și să se roage, așa cum spunea părintele, cu bucurie în suflet, ca și cum ați primit ceea ce ați cerut. Și sunt convins că Dumnezeu vă va ajuta. Mulțumesc încă o dată părinților și mi-a mai spus ceva părintele Kiril. Să nu treacă zi lăsată de la Dumnezeu, să nu facem cele care sunt de folos icoanei Pantanasa. Adică avem o binecuvântare că avem o icoană de genul ăsta în biserica noastră, dar avem și o obligație. Și părintele știe mai bine care sunt obligațiile pe care le avem și sigur că nu trebuie să pasăm această povară doar pe umerii părintelui, ci împreună cu toți, ori de câte ori venim la biserică, să parcurgem acele etape cu acatistul Maicii Domnului și așa mai departe. Cu speranța că Bunul Dumnezeu vă va răspunde prin această icoană la rugăciunile dumneavoastră. Vă mulțumesc!